În data de 24 februarie 2016, de la ora 10, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, va avea loc o consultare regională referitoare la modificarea legii tinerilor și îmbunătățirea metodologiei de finanțare a ONG-urilor. La eveniment sunt așteptate organizații neguvernamentale pentru tineret, fundații și reprezentanții organizațiilor de tineret ale partidelor politice, structuri sindicale și patronale adresate tinerilor, grupuri informale și alte organizații. Pe site-ul oficial al Ministerului Tineretului și Sportului veți putea găsi documentele care vor sta la baza consultării publice.